Crescătorii de oi și capre din Grecia se confruntă cu un nou pericol după pesta micilor rumegătoare, variola ovinelor. Ministrul Agriculturii de la Atena a anunțat marți seara că, pentru a controla răspândirea virusului, a fost impusă o interdicție completă privind transportul și reproducerea ovinelor și caprinelor pe întregul teritoriul Greciei, valabil timp de 10 zile, transmite agrotv.ro. Până în prezent au fost raportate 104 cazuri de infecție, majoritatea în regiunea Evros, iar peste 17.000 de animale au fost sacrificate. Ministrul Agriculturii, Costas Tiaras, a declarat că interdicția vizează limitarea răspândirii virusului, care nu prezintă risc pentru oameni. Autoritățile grecești efectuează teste extinse pentru a identifica sursa inițială a infecției, în conformitate cu normele Uniunii Europene. Grecia are cel mai mare efectiv de capre din Europa, iar laptele acestora este esențial pentru producția de brânză feta, un produs de bază al economiei grecești. În Bulgaria, unde au fost înregistrate și cazuri de variola ovină, autoritățile au introdus măsuri stricte de control la granițele cu România și Grecia. Ministrul interimar al Agriculturii și Alimentației, Gheorghe Tahov, a emis o serie de restricții administrative privind circulația și comercializarea ovinelor și caprinelor. Tahov a avertizat fermierii să fie responsabili și să evite achiziționarea de animale bolnave din țările vecine, menționând că fiecare fermier trebuie să manifeste disciplină și conștiință în fața acestei crize.